Salutare și bine v-am regăsit la un nou clip. Vă spun la mulți ani și un an nou fericit tuturor. Este primul clip pe care îl fac în 2019. Așadar, vă doresc tuturor să aveți un an cât mai prosper și în care să vă realizați toate proiectele propuse pentru acest an. La noi momentan este soare, cât de cât plăcut. Soarele e călduț, ne oferă un pic de energie și ne realimentează dorul pentru vară, pentru primăvară. Am zis să fac un clip în care să vă arăt cam ce proiecte am în plan pentru anul 2019 și rămâne de văzut pe parcursul acestui an câte din aceste proiecte voi putea să le duc și eu la îndeplinire. Mai avem un pic de zăpadă pe jos, care se încăpățânează să nu se topească, deși e soare. Cam așa arată și curtea mea la început de ianuarie. Suntem în 5. Toți pomii, toate plantele sunt adormite în perioada de repaus vegetativ. O să încep de aici, de la poartă. Am acest gard din panouri bordurate care separă proprietatea mea de cea a vecinei. Aș vrea să-l vopsesc în negru, așa cum am făcut cu cel din partea asta. A fost vopsit la pistol, panourile sunt zincate. Am reușit doar să grunduiesc stâlpii ca să nu ruginească, însă n-am mai apucat să mai vopsesc gardul. Între timp, pe partea vecinei au crescut diferite specii de arbuști și s-ar putea să-mi fie un pic cam greu să mă bag să vopsesc pe partea cealaltă. Mai am o variantă să desfac fiecare panou în parte din sudură, să-l vopsesc și pe urmă să-l sudez la loc. O să văd până la urmă ce variantă o să adopt. Cert este că mi-ar plăcea să-mi găsesc timp să-l vopsesc și pe ăsta. Îmi place cum arată așa negru, ca cel din partea asta. La mansardă, așa cum v-am spus și în clipurile trecute, de anul trecut, mai am să termin depus tot lambreul. Vedeți că nu am terminat depus sageacul. Pe urmă vor urma șipcile de mascare în zonele unde se îmbină lambreul și urmează partea de băițuit. Am niște baiți, o nuanță de alun. O să încerc să-i dau vreo 2-3 mâini ca să reziste cât mai bine. Pe urmă, va trebui să vopsesc și scara de acces. În momentul ăsta este doar grunduită. După aceea va trebui să pun și placa asta de la balcon. Am niște panouri din lemn, destul de groase, din lemn natur. O să încerc să fac așa o podea din plăci natur de lemn, pe care de asemenea le voi băițui sau le voi vopsi. Deci o să fie un pic de migală și aici, la scară. Va trebui să zugrăvesc pereții. Momentan sunt doar cu tinci. O să dau 2-3 mâini de vopsea, depinde din câte mâini va acoperi. Am aici două guri de aerisire, una este de la hotă, pe unde este aborul de la aragaz, și cealaltă este pentru intrare. Voi încerca să găsesc o grilă
mare care să le astupe pe amândouă odată. Așa cum vă arătasem și în clipurile trecute, mai am la soclu de placat cu plăcuții din acestea maro și aici deasupra de pus gresie, cum am pus și în partea aceasta. Vedeți că mai am și acolo la scări de placat tot așa cu plăci din astea. După care va veni operațiunea de chituire. Aici, în zona asta, nu am placat absolut deloc. Va trebui să plachez. Și pe urmă să chituiesc. Și aș mai vrea aici, în zona asta, unde vedeți voi placa asta care a început să se degradeze, să se găurească. Aș vrea să corectez toată zona asta, tot colțul ăsta. Să încerc să vin așa cu betonul, alea de acolo, să încerc să vin până în partea asta și aici cumva să unesc, să-l unesc cu alea asta care duce spre grădină, să vină drept, colț așa frumos, până aici la terasă și același nivel, să nu mai fie diferențele astea de nivel. Și pe urmă m-am gândit că dacă o să vin cu betonul ăla în zona asta, să închide frumos locul ăsta, m-ar bătea gândul să mă înalt și la terasă, ca să nu mai rămână niciun pic de nivel. Pentru că vedeți, dacă eu renunț la diferența de nivel acolo, ia o să vin aici. Aș vrea să fac în așa fel încât să nu mai fie diferență de nivel nicăieri. M-aș mai înălța un pic cu un strat de beton sau eventual cu niște dale, că nu m-am hotărât încă. Și peste betonul ăsta de la terasă și mă pot duce în lungime și pe lângă casă până acolo în colț, unde iar urmează să fac și acolo o alee de beton în spate. Și zic eu că asta ar fi varianta cea mai bună. Nu am luat încă o decizie definitivă, urmează să mă mai gândesc, poate îmi vin alte idei, dar deocamdată cam asta aș vrea să fac. Un alt lucru pe care aș vrea să-l rezolv în vara asta, acolo sub butoiul ăla, am o cișmea de curte. Momentan este o simplă țeavă care este din pământ, un robinet. Poate reușesc să-mi fac timp să îi fac un mic suport, să zic așa. Nu m-am gândit încă din ce aș putea să-l fac. Ca un fel de îmbrăcăminte, să-i dau o formă plăcută, să o decorez un pic. De asemenea, aici la terasă aș vrea să încerc să fac, să construiesc sau eventual să cumpăr, dacă voi găsi ceva frumos, două băncuțe din acelea de lemn masiv, mari și cu o masă, pentru că vedeți, eu momentan am doar o masă de plastic cu patru scaune și sunt destul de neîncăpătoare atunci când ne strângem mai mulți prieteni, familia. Așadar, ori o să încerc să fac eu, ori dacă voi găsi de cumpărat un set, să-l bag aici la terasă, în așa fel încât să încăpem mai mulți. Aici sunt în spatele casei, au căzut niște bucăți de celofan de aici din spate, unde nu am apucat să închid. Și aici vă spuneam că urmează să torn din nou o alee, pentru că nu este, pe care va urma să o închid cu asta de aici. Și voi face curat, voi ordona. Știți că avem tendința să lăsăm spatele casei întotdeauna ultimul, în ideea că nu se vede. Eu vreau să renunț la această meteahnă, să zic așa. Va trebui să aranjez frumos și acolo. Deci aici v-am arătat cam ce am de gând să fac. Un alt lucru pentru care mi-ar plăcea să-mi găsesc timpul necesar să-l fac. Vedeți că mi-au rămas aceste borduri decorative. Am pus acolo câteva
când am separat zona aia cu hortensii de spațiul cu iarbă. Ați văzut clipul meu când le-am pus. Dacă nu l-ați văzut, o să vă apară undeva în stânga sau în dreapta și vă recomand să intrați să-l vedeți. Le-am îngropat în pământ, ceva în genul ăsta. Și astea care mi-au rămas acolo în capătul curții, aș vrea să încerc să le pun aici, să delimitez zona unde cresc flori, de zona cu iarbă, să le despart, să-mi fie și mie mai ușor atunci când adun buruienile de prin flori și când trec cu mașina de tuns iarbă. Plus de asta ar decora foarte frumos zona asta. Sunt câțiva arbuști, nu știu cum o să mă descurc printre ei, dar o să văd cum o să fac. În principiu nu este o operațiune foarte complicată, dar necesită destul de mult efort, pentru că trebuie să sap, să le potrivesc, să le aliniez. Ele sunt destul de grele. Deci ăsta ar fi un alt proiect pe care mi-ar plăcea să-l finalizez anul ăsta. Mai am gardul ăsta de la grădină, pe care l-am făcut anul trecut. Probabil cei mai mulți dintre voi ați văzut clipul. Aș vrea să-l întăresc un pic și încă nu m-am gândit la soluția pe care o voi adopta. Probabil o să sudez niște fier beton de 8 sus și jos în capetele stâlpilor, ca să întăresc un pic plasa. Eu nu am luat în calcul mai multe aspecte atunci când l-am făcut. Mai sar pisicile gardul și plasa se lasă. Plus de asta vara cresc o grămadă de bălării din acelea cățărătoare. Umple gardul cu ele și sub greutatea lor gardul se lasă. Uite, de exemplu, aici mi s-a desprins. Așadar va trebui să-l întăresc. Vedeți, sunt zone unde se curbează, se lasă și nu-mi place deloc cum vine. Așadar va trebui să caut niște metode să-l întăresc. Ori cu fier din acela oțelit mai gros, ori dacă nu, cu fier beton. O să mă mai gândesc. Cert e că va trebui să-l întăresc, să stea drept. Că ați văzut că am depus ceva efort și la ăsta când l-am făcut. Și fiindcă suntem la zona de garduri, cel mai probabil mă voi apuca să fac și gardurile astea două. Deci am gardul ăsta din plăci de azbo, din partea asta, și mai am pe cel din partea de sud, care este din plasă de sârmă, foarte vechi. S-a deteriorat, în fiecare an adună porțiuni de sârmă ruptă, vedeți cum este, s-a lăsat, nu prea se mai poate numi gard. Deci astea două garduri va trebui să le fac, sau sper că voi reuși să le fac. Vor fi făcute exact ca cel pe care vi l-am arătat la începutul clipului, despre care vă spuneam că vreau să-l vopsesc, cu o bordură de beton jos, stâlpi de 4x4 și panouri bordurate. Aș încerca să le iau direct vopsite de data asta, să nu mai mă chinui eu, poate găsiți din acelea verzi. Ăsta lung are undeva la 30 de metri. Va trebui să mă duc cu el până după casă, în spate acolo. Iar ăsta din plăci, să zic că ar avea și ăsta vreo 20, așa la ochi. Deci va trebui să-mi procur materiale. O să fie o muncă destul de
laborioasă și asta și care o să presupună ceva efort. Sunt câteva tulpini care va trebui să le scot. Aici este un soc. Aici prin zona au fost câțiva pruni. Alte tulpini de soc, ăștia au rădăcini băgate. O să fie un pic de migală, dar sper să reușesc să-l fac. Mai ales că o să-l fac și singur. Aici unde vedeți pare ăștia doi, care seamănă cu poartă din aia de rugby. Vreau să fac un suport pentru vițele care le-am pus. Vi le-am mai arătat, am câteva coarde, astea sunt două soiuri de masă. De aici le-am prins așa provizoriu anul trecut, de o structură din asta. Ce am avut și eu la dispoziție și am mai pus aici câteva mai mici care s-au prins și vor să înceapă să crească. Aș vrea să încep să-l fac de aici, de unde am pus parul ăsta. Până acolo unde se termină cel de-al doilea înalt. Un suport tot așa din țeavă rectangulară. Nu știu cât de înalt o să-l fac, probabil că o să-l fac drept așa pe înălțime, exact cum este ăsta. V-am pus soarele direct în cameră. O să-l fac drept așa cum este ăsta. Aș putea să-l fac exact la înălțimea acestui par, ca să îi dau voie și viței să crească cât de cât, să aibă un pic de spațiu. Și aș mai avea în plan, dar ăsta nu e un proiect foarte urgent, să zic așa, numai dacă o să-mi găsesc timp și resurse, mi-ar plăcea să concep un sistem de gărduleț, așa, pe lângă alee și de o parte și de cealaltă, ca să mențină florile care cresc destul de înalte și se mai revarsă pe alee, este un pic deranjant pentru aleea asta pietonală, dar la asta mă voi gândi și voi vedea ce soluție voi adopta. Nu este, v-am spus, un proiect foarte urgent, dar dacă voi avea timp, după ce îmi voi termina necesitățile, poate mă ocup și de chestia asta. Acum m-am mutat sus, la mansardă. Faceți, vă rog, abstracție la dezordinea pe care o vedeți. Voi face zilele care urmează ordine, curat. Îmi voi aranja și îmi voi așeza fiecare lucru de aici. Am tot lucrat și, sincer, nu am avut chef să aranjez, dar zilele astea chiar voi face ordine. De ce v-am adus aici? Aș vrea să încep să fac și la mansardă câte ceva, la interior. Aș începe cu o cameră și cu o baie. O să vă arăt cam care e planul. Deci, unde vedeți spațiul ăsta mai mare între stâlpiștea 2, aici va veni un fel de hol, să zic așa. În dreapta, acolo unde este bicicleta, o să vină o cameră, o încăpere, un dormitor. Și în stânga, prin zona pe unde este centrala aia Bosch, acolo, pe unde e sacul ăla de vată minerală, în zona aia o să fie o baie. Am și scurgerea prevăzută. Și va trebui să mă apuc de camera asta. Aș încerca să fie gata până în vară, să zic așa, când începe vara. Aș vrea să mă mut aici și va trebui să-mi cumpăr materiale, izolație, niște grinzi. O să vedeți la vremea respectivă despre ce este vorba, pentru că, bineînțeles, că o să fac un clip despre asta. Și așa cum am spus, acolo o să vină baia. Eu vă dau acum câteva detalii așa, să zic, superficiale, ca să înțelegeți cam despre ce vorbesc. În zona asta aici, unde sunt bucățile astea de gresie, o să vină bucătăria. Aici o să fie
un fel de living, un antreu, să zic așa, o deschidere până la intrare. O zonă liberă, fără niciun fel de separator, între bucătărie și living. Mai sunt câteva detalii pe care trebuie să le gândesc și pe care va trebui să le pun la punct, dar cam asta m-ar preocupa cel mai urgent, să fac prima încăpere acolo. Și în zilele care urmează o să vin, o să măsor, o să-mi fac necesarul la materiale, o să-mi cumpăr tot ce am nevoie și o să mă apuc. Chiar dacă este destul de frig, printre picături, atunci când se poate, încep la cameră și poate va fi gata până când va începe vara. Deci la mansardă cam asta am un plan anul ăsta, să fac o cameră și baia acolo ca să nu cobor la aia de jos pe scări. O să fie destul de incomod și pentru mine și pentru ăla mic. Și mai am aici la interior vreo două proiecte de modificări interioare. Noi în momentul de față avem câte o baie la fiecare dormitor, avem două dormitoare jos și vreau să anulez una din băi, să o facem cămară. Nu avem o cămară propriu-zisă pentru depozitat ceva alimente sau conserve. Așadar o să rămânem cu o singură baie pe care vreau să o decomandez. O să-i fac aici exact unde vedeți ușa asta, lângă o să vină o altă ușă care o să dea în baie din holul ăsta de la intrare. Și un alt proiect, vreau să schimb gresia de aici din hol. O să vă arăt la momentul potrivit și de ce vreau să fac lucrul ăsta și cum o să fac. Însă proiectul cel mai complex, să zic așa, va fi această modificare a băilor. Deci un fel de recompartimentare a interiorului la parter. A trebuit să pun o ușă acolo, să decupez, să fac un alt perete despărțitor. Așa cum v-am spus, o să vă dau toate detaliile și o să vedeți despre ce este vorba atunci când o să fac și lucrul ăsta. Cam asta am în mare de făcut anul ăsta, cam ce mi-am adus și eu aminte că aș avea de făcut pentru 2019. Rămâne să văd câte din aceste proiecte o să le și concretizez. Eu sper să am timp și să pot să le fac pe toate. Așadar, în perioada următoare o să mă apuc de treabă. Am și câteva scule de cumpărat pentru proiectele mele. Îmi lipsesc câteva scule de care o să am nevoie. Bineînțeles că o să fac câteva clipuri, o să vi le prezint. Însă, în mare, cam asta am vrut să vă arăt și despre asta am vrut să vă vorbesc în clipul ăsta. În încheiere, încă o dată vă spun la mulți ani. Să ne reauzim cu bine, să fim sănătoși și vă doresc mult spor în toate proiectele pe care le aveți și voi pentru 2019. Până la clipul următor, numai bine și mult spor la treburi.